Curățenia de primăvară în municipiul Baia Mare a început în cursul lunii martie și continuă după un calendar bine stabilit până luna viitoare. În această perioadă, angajații firmei de salubrizare din oraș au intrat în cartiere cu mijloace mecanizate. Totuși, reprezentanții societății Drusal recomandă populației să păstreze curățenia deja făcută. Avem o mare parte, o majoritate a populației care a înțeles și le mulțumesc pe această cale. În schimb, sunt totuși niște elemente care nu au încă organizat aspectul de conștiință civică și se aruncă din mașini, pe jos se aruncă de pietoni, cei care coboară de la bloc dimineața, în loc să meargă să arunce gunoi menajer, să-l depună la platformă selectiv, așa cum se cere, se pun în coșurile stradale, coșurile stradale se umple, vin oameni străzi, vin câini, vagabonzi care scot mizeria și o împrăște prin tot orașul. Mihai Apan a mai spus că în perioada următoare se va face curățenie și în zonele vulnerabile ale municipiului Craica și Pirita. Noi ne vom da aportul prin amplasare de containere de 12 metri cub, după care noi le vom lua de acolo, iar umplerea acestor containere din zona respectivă vor fi făcute de locatari de pe Pirita în prima fază, după care se repetă același program în zona Craica. În această săptămână se face salubrizare generală în cartierul Vasile Alexandrii, între zonele delimitate de străzile Pășunii, Grănicerilor și Păltinișului și Bulevardul Republicii. De asemenea, se intervine în cartierul Săsar, în zona delimitată de străzile Victoriei, Iuliu Maniu, Victor Babe și Ile Caragiale. Vineri, angajații firmei vor fi în cartierele Oituz și Bogdan Vodă, între Bulevardele Unirii, Traian și Strada Gării.